Și suntem în direct în acest moment cu domnul Constantin Ionescu, directorul Institutului de Fizică a Pământului. Bună dimineața, domnule director! Bună dimineața! Ca să lămurim puțin lucrurile, am avut această informație chiar de la institutul dumneavoastră că în România s-au produs mai multe cutremure mici în această dimineață. Aș vrea să vă întreb dacă există o legătură între seismul din Turcia și aceste cutremure mici din România. Cutremurul mic, s-a produs un cutremur de 4,6 în zona Vrancea, la zona crustală a Vrancei, nu în zona adâncă a Vrancei, cu magnitudinea de 4,6 după revizia de azi de dimineață. Intensitatea în epicentru a fost de 4, iar cutremurul a fost urmat de 4 replici, cum spunea și dumneavoastră, între 2 și 2,6, 2,9. Este posibil să se mai producă replici și mai târziu, având în vedere specificul acestei zone. O legătură între cele două cutremure poate fi interpretată pe contactul dintre placa europeană pe care se află Vrancea și intersecția de plăci tectonice din zona regională în care ne aflăm. După cum știți, zona Vrancei se află la confluența dintre zona asiatică, placa asiatică și placa europeană și sunt mișcări permanente între aceste falii. Acum, ca să spunem că aceste cutremure sunt influențate unul față de celălalt, nu putem spune imediat, trebuie să facem niște analize, dar în mod normal ele nu au legătură unele cu altele, pentru că se produc, cel din Vrancea se produce la adâncime foarte mică. Ați spus că probabil vor mai fi și altele aici la noi în orele următoare. Vor fi mai mici? Ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, de obicei ele sunt mai mici, iar zona respectivă nu poate genera cutremure mai mari de magnitudinea celui de 4,6. De obicei zona respectivă este încadrată la cutremure cu magnitudine maximă de 5. Mă refer la cutremurile de suprafață, nu la cutremurile adânci, cum a fost cel din 7-7. Deci zona Vrancea e împărțită în două părți, cutremure de suprafață și cutremure adânci. Cutremure de suprafață care se produc până la 30 de kilometri adâncime și cele adânci între 60 și 140-150 de kilometri. Așadar, dacă s-au produs aceste cutremure de suprafață la noi, nu trebuie să ne temem că imediat ar urma unul de adâncime mai mare. Da, nu s-a făcut niciodată conexiune între ele. Adică ele, cutremurile de genul ăsta nu au fost conectate. Și aș mai vrea să vă mai întreb, domnule director, aceste cutremure care s-au produs destul de multe în această dimineață în România sunt ceva obișnuit? Da, ele sunt ceva obișnuit. Zona respectivă a mai produs, sau în zona respectivă s-au mai produs cutremure, tot așa de magnitudine, peste între 4 și 5, generate de o secvență de cutremure destul de multe, până la 30 de cutremure în anii anteriori. Este, practic, se numește, este zona seismică de suprafață de la Râmnicu Sărat. Noi așa o am catalogat-o. Și din când în când, în zona respectivă, sunt cutremure de suprafață. Cam la 3-4 ani de zile sunt secvențe de cutremure urmate care au avut în fața un cutremur mai mare. Întorcându-ne acum la cutremurul din Turcia, s-a produs într-o zonă cunoscută, seismică. Da.
acestă, bun, și amploarea cutremurului, magnitudinea, dar și numărul de vieți omenești pierdute acolo, atâția morți, atâția răniți, totul este o rezultantă a magnitudinii sau credeți că au concurat mai mulți factori la o asemenea dimensiune a tragediei? În primul rând este energia, magnitudinea cutremurului, care produce o energie foarte mare și dacă epicentru a fost chiar în zona unde s-au produs pagubele, atunci este clar că efectul este magnitudinea cutremurului. Poate să fie și cum spunea antevorbitorul dumneavoastră, dacă s-au respectat regulile de construcție în zona respectivă. De obicei, în anii anteriori, în Turcia, se spunea că nu prea se respectă normativul de construcție în Turcia, dar din câte am mai discutat cu colegi din Turcia și cu care ne-am mai întâlnit la diferite congrese științifice, au început și la ei să respecte să fie controle mult mai multe față de ce era înainte, după cum, ca să nu mai aibă evenimentul din 1999. Și ca să încheiem cu acest subiect, aș vrea să vă întreb dacă replicile care vedem că sunt destul de mari acolo în Turcia, replicile cutremurului, sunt un motiv de îngrijorare pentru noi aici. E ceva obișnuit să fie atât de mari replicile? La un cutremur mare, cum a fost cel din Turcia, da, este mod obișnuit să se producă replici de în jur de 6, de 5 și ele se vor produce pe o perioadă destul de lungă, dar vor scădea în intensitate. Acum, zona Turciei e destul de complicată din punct de vedere tectonic. Ea este franjurată din punct de vedere al failor la care majoritatea valorilor sunt active și se cumulează stres în anumite zone generat de altă falie care se eliberează de stres. Deci energia se transportă de la o falie la alta. E posibil să se mai producă cutremure, să migreze activitatea seismică și către alte falii în zona respectivă, dar cu intensitatea cutremurilor mai mică decât cea a cutremurului care s-a produs. Și cu efecte spre noi sau nu? Nu cred că, dacă vă uitați, cred că ar trebui să fie către zona Greciei, nu către Cipru, zona asta. Deci zona, mișcarea plăcilor este dinspre vest pe sud, pe sud-vest, nu către nord-vest.